G2A, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Minecraft Let's Play, multiplayer și modat pe barbă neagră. Asta este și Let's Play pentru că facem un gameplay, adică este un Let's Play. Salutare! Hei, salutare! L-avem și pe Striker-ul pe aici. Eu am o mașină de spălat pe spate, pe fundal, hai să o zicem așa, o mașină de spălat pe fundal, așa că nu vine uraganul la mine în caz că intră în modul ăla de stoarcere. Te uitai pe spatele meu? Nu mai, data trecută am avut elefant, acum nu mai, gata, am scăpat. Păi nu, că zis că e o mașină de spălat pe spate, știi? M-a cocoșat. Păi era așa, știi, pe fundal, știi? Bun, în episodul ăsta plănuim să ne ducem în cealaltă dimensiune din End. Să căutăm Elytra. E logic, Alin deja are Elytra, adică nu ne surprinde chestia asta cu nimica, nu știu dacă știai. Așa? No? Nu știam. Nu știi? Ok. Alin a găsit deja Elytra și acolo sunt... De fapt, nu știu, tu ai fost în End? Când a fost ultima dată? Pentru că Cristi a făcut niște chestii foarte interesante acolo și a terminat și fabrica de XP. Ok, o să vezi chestii frumoase făcute. Și ferma de XP acum este funcționabilă, din cauza asta eu am 42 de nivele de experiență. Și... încă nu ești pus la curent. Eu încep o grădină zoologică. Știi că vorbeam noi odată și te-am zis eu că aș vrea să fac o grădină zoologică. Și deja am făcut niște contracte cu niște importatori străini și am mai multe aici. Am și struț, am și elefant, am și zebre. Am mai multe chestii puse într-un țarc, cu așa. Și pe astea o să le facem o grădină. Vrei să facem împreună grădina zoologică? Te aud puțin ciudat. Mă auzi ciudat? Sau... Cred că de la net e kilometrajul mare dacă mă auzi ciudat. Cu siguranță e de la net. Well, shit. Da, mă înțelegi măcar? Da. Ok. Te întrebasem dacă vrei să facem grădina zoologică împreună, pentru că o să fie așa gen o zonă mare cu diferite țarcuri și țarcurile le facem în funcție de animal. Deci nu să aibă neapărat o temă, știi, adică gen nu să fie modern sau medieval sau chestii de-astea. O să fie specific pe animal, știi? Elefantul. Salutul persoanelor că am terminat cubul. În sfârșit, da. Am zburat o groază pentru el. E, de fapt, aceeași imagine pe toate laturile. Dar văd de oriunde. Am două degete ridicate sus. Poți să spun ceva? Da. Aici nu se potrivește. Ce? Unde? Uite aici. E... a treia de pe a treia coloană. Ala. Dă-i tu, cum crezi tu. Așa? Stai așa că ceva s-a întâmplat aici. Nu pare să aparțină de acolo. Da. Este așa că ceva e ciudat. E același de jos. Asta e problema. Da, de jos din stânga, nu? Sau nu, de jos. Am înțeles. Vezi? Uite. Gareth. Stai că ceva nu e ok, de ce s-a întâmplat asta? Nu, aici e bine, aici în spate, aici apare, opa, și aici e o problemă. Unde? Cole așa, în mijloc. Sau nu, asta nu e problemă, nu știu dacă e problemă sau nu, pare a fi problemă, dar cred că e problema pentru că nu se continuă peștera asta din stânga. Da, nu pare să se continue, observi? Și aici e doar o casă pur și simplu, noi nu avem o casă pur și simplu. Avem o casă pur și simplu? Ce-i asta? Dude, de unde e casa asta? Dude, de unde e casa asta? Că-s curios acum. Vezi că duce la lac. Stai să spun, este ceva super ciudat. Casa asta e în altă parte, măi. Casa asta e la lui Alin. Da, e aia de sus, pe da, asta vine mai în dreapta. Cumva sunt schimbate. Păi casa asta de aici, de pe harta asta... Vine mai pe mijloc, mai în dreapta când te duci pe latura asta. Deci mai sunt câteva schimbate așa pe aici pe acolo. Bă, weird things happened. Shit happens, man. Dude, nu observ dacă nu te uiți. Așa că shit happens. Oricum, ăsta e ca un puzzle. Gata, ce? S-a rezolvat. Uite, se uită și elefantul. E bine, boss? Ia zi, e bine? Arată fain? Da, s-a rezolvat. Da. Asta doar cât s-a dat click pe ea. Much better. Probabil, și elefant era de acolo. Dar aici e bine, aici e tot în regulă. Da, nu, au dat click pe ea probabil băieții și aici nu știu, ceva s-a întâmplat, s-ar putea să fi pierdut harta sau, dar nu știu ce s-a întâmplat, că... Aici, da, aici nu e aceeași, fiindcă e aceeași hartă, probabil ai copiat-o pe aia de 2 ori sau ceva, nu? Nu știu ce să zic, chiar nu mai țin minte, eu știu că erau toate ok, poate au dat din greșeală băieții, poate... Poate nu pus eu bine. Păi da, nu, păi da, stai mă că-s două la fel, n-ai cum să dai din greșeală să mai creezi una. Păi, ideea e că e foarte greu să-ți dai seama unde e greșit. Păi asta e de acolo, în fine, dau în brânză. Dar mi-a ieșit așa în evidență, dar fiindcă m-am uitat atent. Dacă nu te uiți atent, o să observă cine știe ce. Ai ceva de enchantat? Să că eu mă uitam să văd dacă mai e pe undeva. Eu mă bag să enchantez un arc. Ca să am un arc. Mi s-a întâmplat tot așa, mi s-a întâmplat. Am pus 2 greșit și mi-era foarte greu să le găsesc, prea mult spațiu verde pe aici. Deci n-ai să-i ghicești în viața ta. Mai ții minte ce ți-am zis eu înainte să începem să filmăm, că un arc, pac, fără Infinity nici nu mă obosesc cu el și acum am încentat un arc, ghiceam. Infinity, bitches. Am Infinity, man! Am Infinity. Și ce face asta? Ai... Ha! Păi cu Infinity e de ajuns să ai doar o singură săgeată în inventoriu, pentru că tu vei avea săgeți, el va da cu săgeți în continuu, la infinit. Adică mă duc să-mi fac un arc. Nu trebuie să... nu trebuie să ai un stack de săgeți, știi? Adică cu o singură săgeată la tine în inventoriu, tu ai infinit. Știi? Foarte mișto. Dar cât ai cheltuit? N-am cheltuit nimic, am cheltuit 3 puncte de experiență și 3 de lapis. Asta este singura treabă. Da, foarte mișto. Cât experiență? 3. Dar trebuie să ai peste 30 sau 30 minim. Știi? Eu am avut 40. Dacă tai 36 este... Îndeajuns. Hai să vedem cum se face, că am uitat. Și hai să vedem ce mai enchantăm noi pe acelișa. Asta nu-mi trebuie aici. Diamond, ce... stai, ești pe acolo. Aduci tu un stack de... Nu. Adu 2 blocuri de diamante, rog frumos. E diamantul aproape de tine și o-ți dau la pis aici. Facem schimb pe schimb, bine? Stai așa că sunt în jos eu. Dar bow, cum naibii? Ia stai că avem și crossbow. Bă? Da, crossbow este arbaleta. Aia e crossbow. Cred că asta e și mai mișto. Yep! Da, dar trebuie să faci... Păi... Da, trebuie să faci săgeți, știi? Asta e partea nasoală. Păi și bow văd că e bow normal, nu-ți trebuie săgeți speciale pentru bow. Da, deci pentru bow e normal, da, tu îl faci pe ăla din Minecraft, nu-l faci din Tinkers, arcul. Îl faci cu 3 bucăți de soară, 3 bucăți de băți, atâta-ți trebuie. Păi nu, că au băieți aici, au pus free for all din platinum. Ok, nice. Ia stai că mă duc să le enchantez, ce am primit. Ce ai primit? Infinity. Oh, bine, boss! Power 4! Wow! Ai primit mai bine ca mine. Holy shit, man! Nice! Punch 2. Punch 2 știi ce face? Poți să dai cu el gen... Da, dacă dai așa, pac. Nu te dă în spate. Poți să dai cu el. Știi, adică poți să dai cu el fără săgeți. Așa, gen... Păsărăcime, știi? Da. Trebuie să le reamintim celor noi în serie. Avem modul ăsta cu harta, ceea ce vedeți voi în dreapta sus. Și harta asta ne permite nouă să punem waypoint-uri și ne teleportăm de la waypoint la waypoint atunci când descoperim o zonă și punem un waypoint. Așa că nu e vreo comandă sau ceva care să ne permită treaba asta. Treșeam. Exact. Fii atent, avea o cameră cu apă pe lângă el. Opa, opa. Păi cum ieși, te duci în stânga. Deci cum urci scările, o iei în stânga. Am ajuns, am ajuns. Ok. Merg așa rușinat. Mergi rușinat? Pe aici nu prea ai cum să vezi Enderman, pentru că e totul acoperit cu apă și dacă e apă... Da, Enderman nu se spawnează pe apă, știi? Nu suportă apă, e mai nespălat. Ce să aibă? Da, ai Enderpearl? Da, am. Intrăm? Ai 2? Tu nu te-ai dus să vezi ferma de XP? Ok. Unde e aia? Unde e apa aia? Nu, e cum urci scările la stânga, ai ferma de XP. Tu ai enderpearl-uri ca să-ți aduc și ție, ca iau de aici mai multe. N-am. Ok, hai că ți aduc câteva. No, bun. Da, e tunelul ăla cu apa, da. În el, practic, trebuie să intri. Și ajungi la ferma de XP. De unde au avut atâta culoare verde, frate? Și atâta geam, frate. Ești în fața mea, eu nu te văd. Tu ești pe lângă mine acum? Eu nu te văd. Da, sunt în spatele tău acum. Sunt fix în fața ta. Deci nu te văd, stai să dau un relog. Ba da, boss, dai în spațiul ăla, așa. Gata, mă vezi? Nu, nu te văd. Ok, tu trebuie să dai un relog, nu eu. Dau și un disconnect. Yay, te văd! Deci tu erai problematicul în toată situația asta. Bun, noi acum suntem în dimensiunea asta. Nu știu dacă știi plantele astea. Odată ce le mănânci, capeți niște... te teleportezi aleatoriu. Hai să luăm și noi animăluțul nostru. Hai să-ți dau astea. Ține. Ține astea. În caz că-ți trebuie, nu știe niciodată. Ok, și acum scoateți animăluțul. Și hai da! Let's go! Ala este... No, bun. Nu știu exact în ce direcție să mergem. Știi ce? Înainte de toate. Stoi! E foarte important. Waypoint. Nici nu mă joc fără waypoint aici. Și aici punem un nou waypoint. Da. Portal către casă. Așa. Eu scriu doar home. Cum vrei tu. Așa. Nices! Uite, am găsit deja un castel de ăsta. Cred că de... ăsta nu are Elytra. Da, asta este un castel mare și ce căutam noi este o corabie plutitoare, doar în ălea este Elytra. Unde este? Ia, hai să vedem. Bun, nice, asta e un castel mare. Ia vezi, are o... Ei, ăsta are și corabie plutitoare, să vezi tu că Elytra, lui Alin de aici e. Intră înăuntru. Ce facem? Trebuie să intrăm înăuntru, lași manticorul afară. Și ai grijă că dau ăștia. Nu, dau și orice. Uite, vezi că acum Nelson zboară? Dar ce s-a întâmplat? A dat Nelson și dacă dau cu mingile alea în tine, tu începi să plutești. Deci distruge ăla. Cât dă în mine, tu distruge-l cu ceva. Așa. Vezi că acum, uite, uite. Fulgule îți zboară și acum și tu plutești. Da, fix ăsta este efectul. Yep. Păi stai că-l ducem aici, stai. Așa, și după aia începe... Oh, shit! Oh. Nu, Nelson! Nu! Dude! Au. Cade Nelson în jos. S-a dus Nelson al meu. Well, shit. Iară? Dar nu știu cum a făcut și s-a dus. Să mă arunc? Să mă arunc și să-l prind din zbor? Ia, încearcă și puneți waypoint aici ca să-ți dai direct, nu știu. Păi nu, că dacă mor nu mai vin. Aoleo, doamne! Hai că am comis-o. Partea bună e că am găsit Elytra. Asta e partea bună. Hai mă, vină un coafirarul casa ta. Ala este! Avem Elytra, boi! Ia uite-o! Avem Elytra, boi! Asta e bine. Ia și șulcărul ăla. Așa. Uite-o, ține-o. Jibang! Acum trebuie să mai găsim una. Aia este Elytra. Aici pus în asta? Era în item frame-ul de sus pus. Avem gold. Păi pe toate le luăm. Bă, nu pot să cred că l-am pierdut pe Nelson din nou. Protection 2, da? Putem observa castelul. Dar ai luat lucruri dinăuntru? Aici nu, dar acum l-am descoperit. Ok. Vrei să ne băgăm? Eu zic că... Da, eu m-aș băga. Încerc să omor ăstea, știi? Ăștia zi micuții. Pe ăștia nu poți să-i omori. Pe ăștia poți să-i omori decât după ce se desfac. Spune, eu omor din manti. Eu zic să mergem de jos, să îngrădim manticorii și să mergem să bătem pe ăștia. Sau să îngrădim sus manticorii. Dar ideea e să îngrădim. Good point. Să le punem acoperiș deasupra capului. Cred că jos, cum ai zis tu. Gata, hai că am omorât unul. Am omorât unul. Bun, hai să mergem jos, cum ai spus tu, să îngrădim. Ok, bun. Avem cable, avem. Facem frumos shell. Mai în față cu alea eventual. Uite aceea. Dar numai ca în timpul ăsta trebuie să fim atenți să nu dea careva noi, știi, ai bela. Și pe aia mergem și căsăpim, bine? Și da, facem boss. Sunt doi la poarta. Ai grijă că sunt doi în dreapta. Sunt doi. Nu dă în mine. În mine nu dă. Deci fii atent. Mă uit la ei. Da. Sunt pașnici. Păi nu, că să nu se deschidă. Știi? Ok, dă-te o manti de aici. Manti boss. Oh shit, au. Ok, că pun și pe anul tot aici. Bun, perfect. Ieși da. Pe aici, ieși pe aici. Hai da pe aici, repede. Ah, da, ok. Bine. Ok. Și acum, stai un pic. Deasupra capului lor. Da, 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 da. Hai așa, nu, 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 că îi sufoci așa. Îi sufoci. A. Mai sus. Uite aici. Gata, hai că n-am unde să se ducă acum. Gata. Bun, hai cu arcul acum. Păi ei! Acum sunt închiși, trebuie să se deschidă ca să primească arcul, știi? Da, da, da. Asta e... Asta este beleaua. Oh, shit, vine, 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 vine. Dă-i cu șurii, dă-i cu șurii, dă-i cu șurii. Shit, son. What the fuck? Au dat în tine, a? Da, nu e problemă. Hell yeah. Te aștept sus. Hai că am intrat și eu pe aici, le-am spart un pic porțiunea asta de aici. Sunt la scări. Hai să mănânc un pic, dacă ai nevoie mănâncă. Da, te văd, te văd, te văd. Sus! Ok, ești bun la parkour? Dacă aș vedea unde... Ah, ok, deci... Să nu mă bun, cum să nu fiu, i-auzi la el. Ok. Oh, shit, vezi că dau ăștia. Hai că eu mor. Sunt aici foarte mulți, dar îi luăm, nu-i problemă. Oh, shit. Las că iau eu acum pe toți, firar, mama lor. Iau cu șurii. Da, da, hai că dau șurii. Da, da. Lasă-te lovit ca să plutești în sus. Și după aia e belea. Ah, ok. Îți iau și la viață când dau, știi, nu e ca să zici că bă, nu-ți iau deloc. Uite cât experiență. Cu mare plăcere. Hei! No! Nu cred așa ceva în viața asta, am căzut până jos de tot. Mi s-a dus... Da, mi s-a dus asta, știi, magia cum ar veni. După ce am omorât pe toți, mă. Cred că doi mi-au rămas. Unu? Ok. Du-te, mă, că spamam shurikenul. Oh, iar am căzut până jos, deci nu mai pot. Ah, parkour, ești bun. Aoleu, mor. Dar eu n-am zis că sunt bun, te-am întrebat tine dacă ești bun. Ia, sunte bine. Jibang! Am dat, mă, cu ochiul de Ender. Fii atentă. Hell yeah, boy. Am văzut ochiul înainte. Hell yeah, boy. Bine că nu l-ai dat cu ceva. Noi trebuie să ajungem acolo sus. Uite, în ăla trebuie să dăm. Lasă să se deschidă, țintește. Uite-l sus, îl vezi? Lasă. Țintește, dă-i! A, dă-i! Am încercat, dar e prea rapid. 3, 2, 1... Trebuie să fim ca taximetriști, mă. Trebuie să simțim verdele, știi, uite așa. Hai da. Să-l nimerim cu săgeata fix când se... Dar nu vrea, mă, firarul mama lui. Ai, ai, mă, bravo! Bravo, boss! Bravo! Stai, sunt... Mamă, știi care e planul? Fii antenă. Sari cu... slingshot-ul și pe la jumătatea drumului dai cu ochiul de Ender și te teleportezi sus. Sună complicat? Stai să am ochiul aici. Gata. Nu sună deloc complicat. Sper doar să fiu destul de rapid. Am reușit, sunt pe aici. Am reușit! Dude, am reușit! Du-te, mă, că m-am impresionat pe mine. Și din prima. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Gata, mai că am distrus unul aici. E ok, stai liniștit. Bravo. Eu am... Ok. Eu caut pe aici. Aici nu am găsit nimica. Trebuie să ajungem în turnurile alea mari, aparent. Și acum bazez... Cum am găsit un diamant? Ah, da? Nice! Eu uite ce am găsit aici, fii atent. Iron... Bă, dar eu scap de toate ăștia de iron, cam armă. Zic că poate mai dă una, poate mai dă unul în tine. Hey. The fuck, dude? Nu! Nu da, nu da. Deci avem nevoie de iron. Au protection 4, 3, da, e iron. Nu e nevoie de helmet protection 4, nu? Projectile... Helmet 4. Protection 4? Normal că e nevoie. Protection 4 e belea. Iron helmet, projectile, protection 4. A, e de iron. Ok, dacă e de iron nu ne băgăm. Ok, asta ziceam. Ce fac, cad? Arunc. Nu, uite de unde sunt eu, nu, ieși afară să vezi pe unde sunt eu. Mai avem aici parcurs și chestii de făcut. Auci! Sau nu? Ok, hai că mă duc. Ei, mă vezi? Uite-mă, am sărit. Stânga ta. Stânga ta. Am sărit, vreau să mă duc dacă ești ceva noi. Eu cred că ți să plecăm. Nu, boss, că mai avem ce-ai. Stai un pic. Mai am aici unul de omorât, 2 secunde, mai am. Mai am lucruri. Au, uite aici. Hei, au, au, au. Hai, sus, 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 sus. Hai, mai dă-i mâine, mai dă-i mâine, încă o dată, te rog eu să ajung și eu sus. Hai, gata, 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 gata. Ok, trebuie să mă las lovit cumva. Dar o fi ceva acolo. Nu știu dacă e ceva aici sau mă duc degeaba. Nu, că da! Da, aici e degeaba. Da, aici e degeaba. Nu mai, gata, mersi, pa, pa. Poate fi aici ceva, ia stai, să vedem. Ah, gata, te văd. Lelei, cât am coborât. Ce-o, mă? Dă-ne-i cu șurii. Opa. Eu acum am văzut că mai am 2 milioane, hai! De, nu te juca. Nu te juca cu asta. Gata, mă. Oh, shit, ce dau ăștia mine. Gata, mă, băi, calmați-vă, mă. Gata, ce aș. Gata, mă, m-am făcut full. Intrase și în panic mode, da? Da, pe când am văzut 2 inimioare. Ah, gata. Bă, tu ai fost în turnul din mijloc? Ba nu, ai fost din ăla, în ăsta n-ai fost. Ok, ok, ok. Ha! 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 Tu ești prea sus. Ha! Să mai ha! Ha! Oh! Băi, mi-am luat și Elytra la mine. Nu trebuia să mai iau Elytra la mine. Oare mi-am... No, n-am. Damn it. Ah, dude, dar de ce? Bă, dar stai, că nu e nimic acolo. E ceva aici? Nu, nu mai e nimic, mă duc degeaba, gata. Am verificat, nu e nimic acolo. Păi niciunde pe aici nu mai e nimic. Hai să mergem. Hai la Manti. Mergem? Unde erau? Da, haide. Uhu! Gata, i-am văzut. Ala este. Jip, și eu sunt aici. Ala e. Vine ăștia pe mine. Da, s-au supărat și pe mine. Oh, shit. Oh, shit! Ia să vezi cum mor eu. Au, 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 au. Stai în spate, în spate cu mine. Spate, în spate. Capul jos, boss, capul jos. Haida. Ran, l-am luat pe Petru, fugi! Uhu! Bun, stai. Trebuie să mergem în partea opusă a portalului. Ok, hai să mergem. Let's go, man, let's go! Aici nu am descoperit nimic. Go, dude, let's go, go, go! Da, da, nu, că e nedescoperit pe aici. De mine, cel puțin. Am văzut în videoclipurile tale de single player, am văzut aripirile astea și chiar îmi plăceau. Ia știi cum ai descoperit unul și... Mamă, e foarte mare, ai să vedem dacă... Da, este foarte mare, într-adevăr. Are! Bravo, avem Elytra, boy! Stai, nu te duce! Să nu pățești cum am pățit eu. Hai să-i luăm cu arcul de la distanță de pe Manticor. Nu că acolo dau în tine, acolo dau în tine. Nu da, nu da. Nu da, vino cu aceea, hai încoace și pune deasupra. Păi stai, bă, că dau așa din Manticor ce ai, dar dau orientat în sus ca să nu-i lovesc. Hai, mă, hai, mă, ieși. Hai, mă, ieși. Hai, mă. Ah! Ah! Hai da, mă, hai da, mă, încerc să-i distrug pe ăștia. Hai că l-am luat, odată. Hei! What the f... Oh, shit! Oh, shit! Ai grijă! Ai grijă, mare grijă. Ok, chill, 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 chill. Vezi că e un cap de dragon. Este un cap... am luat Elytra. Ia și capul de dragon, este în vârful corăbiei, dacă poți. Am omorât eu ăștia pe afară, tu omoare pe aia dinăuntru.